Scandalul în care arhiepiscopul Tomisului Teodosie este acuzat de un bărbat că l-ar fi abuzat sexual în urmă cu 15 ani ia o întorsătură neașteptată. Reclamantul susține că de când și-a făcut publică povestea, primește amenințări și s-a cerut în repetate rânduri să-și retragă plângerea împotriva ierarhului. Conform declarațiilor sale, bărbatul ar fi fost supus la perversiuni când nu împlinise încă vârsta majoratului. De cealaltă parte, arhiepiscopul susține că povestea este o invenție care nu are legătură cu el. De mai bine de o săptămână de când Ciprian s-a hotărât să denunțe abuzurile la care ar fi fost supus în adolescență, viața lui s-a schimbat total. Ultimul telefon de amenințare a venit din partea unei femei care s-a recomandat, măicuța Maria, iar bărbatul a înregistrat discuția. Ciprian avea 17 ani când susține că a cunoscut fața întunecată a lumii în care se străduia să creadă. Era un tânăr învățăcel la mănăstirea Dervent, iar Teodosie avea doar rangul de episcop pe atunci. Plângerea bărbatului la parchetul general redă o întâmplare care s-ar fi petrecut într-o baie a mănăstirii. Am început să-l frec pe spate, am ajuns după aceea freacă-mă-și la picioare și mai departe nu mai spun pentru că este prea ieșit din comun. V-a făcut la perversiuni sexuale? Bineînțeles. Acum Ciprian se teme și de umbra lui. Mi-e frică. Mi-e frică pentru că știu ce putere are în altul. Și are putere mare. Eu sunt un praf de pătobă. Contactați de reporterii ProTV, reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului s-au abținut să comenteze cazul. Au precizat totuși că nu au cunoștință de existența așa zisei măicuțe Maria, care l-a amenințat telefonic pe Ciprian și că speră ca parchetul să facă lumină în acest caz. Între timp, Ciprian a trimis o scrisoare deschisă Patriarhiei Române în care aduce acuzații extrem de grave. Arhiepiscopul Teodosie de la Constanța a fost și a rămas un homosexual pedofil, scrie el, drept pentru care cere ca părintele și elevii săi seminariști să treacă proba unei expertize medico-legale neutre și pe cea a detectorului de minciuni. Un preot din Constanța recunoaște că astfel de acuzații i-au mai trecut pe la urechi. Am primit și telefoane că au fost obligați să întrețin relații sexuale ca să obțină niște favori sau să fie preoții sau să fie promovați la seminar. Ciprian cere acum condamnarea lui Teodosie, în timp ce Arhiepiscopiei Tomisului îi solicită daune în valoare de 300.000 de lei. Ancheta în acest caz este în plină desfășurare.